Fostul președinte al Ucrainei, Victor Yanukovici a fost găsit vinovat de trădare de patrie. Procuratura cere o pedapsă de 15 ani de închisoare pentru acesta, în ciuda nerecunoașterii vinovăției, de către acuzat instanța după audierea mărturiei martorilor, examinarea dovezilor experților, a documentelor și a probelor materiale, evaluând argumentele apărării și ale procuraturii, consideră că acuzatul este vinovat de săvârșirea de infracțiuni dovedite de dovezi adecvate și admisibile, a spus judecătorul scrieria.ru. Instanța a început examinarea cazului de trădare de stat la sfârșit lunii iunie 2017. Acesta este unul dintre numeroasele cazuri penale pe care noi, la autorități ucrainene le-au dus împotriva fostului șef de stat după lovitura de stat din anul 2014.